dorește să înființeze acest nucleu de comunicare care pe lângă, în convenția căreia pe lângă Cristina pe care voi o știți deja, o să mai fie inclus și un număr de 3 medici. Șeful biroului de comunicare este domnul doctor Moise, dânsul fiind în concediu de odihnă, mi-a permis eu ca să-i preiau parțial îndatoririle. Pe lângă domnul doctor Moise Cornel, mai este doamna doctor Sorina Dogaru, de la secția de ORL, și doamna doctor Angela Dumitrescu, de la secția de psihiatrie. Împreună vom încerca atunci când sunt lucruri de comunicat între dumneavoastră și între noi, să găsim totdeauna formula cea mai eficientă și cea mai, ca să zic așa, cuprinzătoare, pentru a vă pune la dispoziție și informații solicitate într-un cadru organizat, care să lase, eu știu, cât mai puțin loc interpretărilor de orice fel și de a fi, eu știu, cumva la un nivel la care ne dorim împreună să ne regăsim, atât ca instituții publice, cât și ca numerele de telefon ale doamnelor doctor vor fi comunicate prin intermediul Cristinei. Noi suntem în prim proces de organizare a acestui nucleu. Vom lua legătura cu toate cu tot ceea ce înseamnă instituții de presă, atât scrisă cât și audiovizuală în județ. Cu Cristina colaborăm foarte bine. De asta, atunci când nu e ea, chiar avem o problemă. De asta ne dorim ca să rămânem în continuare în spiritul ăsta al colaborării pozitive și să creștem partea care ține de comunicarea strict medicală, având în vedere necesitatea ca informația corectă și să ajungă în mod eficient la public, prin intermediul dumneavoastră. Rugămintea de a vă convoca astăzi a fost pentru a face un scurt comunicat în legătură cu o situație care s-a semnalat și față de care Comisia Spitalului s-a autosesizat în cursul săptămânii trecute, referitoare la doamna Mantu Mariana. Aș vrea să vă citesc acest comunicat și să vă spun că din punctul nostru de vedere lucrurile sunt extrem de clare. O stau la dispoziție dacă sunt nelămuriri ulterior. Doamna Mantu Mariana, în vârstă de 37 de ani din Balș, a fost internată în secția obstetrică ginecologie 2 în Spitalul Județean de Urgență Slatina între 20 ianuarie 2014 și 24 ianuarie 2014. Diagnosticul de internare fiind fibromatoză uterină hemoragică, metroanexită chistică dreaptă. Pe perioada internării, pacienta a primit tratament medicamentos de specialitate, deci a primit terapie adecvată simptomatologiei și diagnosticul care s-a internat, iar în data de 23 ianuarie, ca urmare a persistenței simptomatologiei, a fost informată de către medicul curant despre necesitatea efectuării unui chiuretaj uterin în scop hemostatic. Chiuretajul hemostatic este o manevră, o procedură ginecologică, se practică în mod curent în astfel de situații. Procedură față de care pacienta, precizăm, și-a exprimat în scris consimțământul. După efectuarea procedurii, simptomatologia pacientului s-a remis, starea generală a permis externarea în data de 24 ianuarie 2014. Conform procedurilor legale, la externare, pacientei s-a eliberat concediu medical pe durata internării și 5 zile de concediu medical cu ulterior posibilitatea prelungirii prin ambulatoriu de specialitate. Menționăm că la externare, doamna Mantu Mariana și-a manifestat verbal nemulțumirea față de managerul instituției noastre privind numărul de zile de concediu medical primite la externare. Nemulțumire pe care s-a manifestat, o repetăm verbal, fără a exista o reclamație scrisă. În cursul zilei respective, ceea ce dânsa a semnalat a fost ulterior clarificat, astfel încât, din punctul nostru de vedere, situația respectivă a fost rezolvată pe loc. Ulterior, am înțeles și considerăm că s-a manifestat o înțelegere greșită a termenilor medicali, în sensul că în niciun moment nu a existat suspiciunea de sarcină sau diagnostic de sarcină care să necesite avortul terapeutic,
Iar în cazul de față, procedura la care a fost supusă pacienta a fost vectoretaj uterin în scop hemostatic și explorator, o manevră cu indicație curentă în conformitate cu diagnosticul la care, care l-a avut pacientul. Vreau să vă spun că până în momentul de față la Spitalul Județean de Urgență Slatina nu s-a înregistrat nici fel de reclamație sau de solicitare din partea pacientei respective. Noi v-am spus în urma prezentării dumneavoastră în spitalul nostru în săptămâni trecute, ne-am autosezizat, am făcut o investigație pe cazul respectiv. Ăsta este punctul de vedere. Lucrurile nu au de ce să fie, eu știu, oarecum privite într-un mod necorespunzător. Pacienta a primit tratamentul conform afecțiunii de care a suferit. Curetajul, intervenția, repet, a fost strict hemostatic în scopul opririi hemoragiei. Nu a fost vorba de întrupere de sarcină. Atunci, dacă au fost aceste acuzații din partea pacientei, credeți că ar fi putut fi vorba despre o lipsă de comunicare între pacientă și medic? Pacientei, vă garantez că i s-a comunicat în mod clar și specific scopul pentru care i se propune intervenția respectivă, da. Procedura respectivă. Pentru că în afara curetajului hemostatic era această situație de avort terapeutic, ceea ce în mod clar nu a fost niciodată cazul. A spus dumneavoastră că dumneavoastră a semnat un contract sau ceva? Un consimțământ, da, prin care bănuiesc că i s-a explicat, explicat despre ce e vorba și a semnat și... Și n-a înțeles sau ce s-a întâmplat? Sunt sigur că a înțeles în momentul în care și în care a fost în spital, pentru că manevra terapeutică respectivă nu este o manevră care nu se face în mod curent. A înțeles, se aștepta, medicul i-a explicat și și-a manifestat și consimțământul în mod scris. Nu pot să vă spun dânsa dacă a înțeles ulterior, pentru că din tot ceea ce rezultă din documentele noastre, pacienta a înțeles scopul intervenției procedurii respective a fost atins, simptomatologia s-a remis. Deci nu putem să spunem că... Deci, practic, nu are nicio suferință după acea, eu știu, n-are, eu știu... N-a rămas cu sechele. N-are... Nu știu cum să ce se rămâne cu sechele? După nu. Să facă infecție, să facă ceva, eu știu, probabil. Nu a rămas cu sechele, ea s-a externat. Deci singura nemulțumire a dumneiei că... Pacienta, conform recomandărilor, trebuie să revină la control prin ambulatoriu. Deci nemulțumirea dumneiei e faptul că nu i-au dat mai multe zile de concediu medical. Nemulțumirea asta s-a rezolvat deja de pe data de 24 atunci. Nici asta nu cred că a mai fost o nemulțumire. Păi și atunci de ce păi mai fiscizat presa? Nu pot să vă... Dumneavoastră trebuie să ne spuneți exact sau să știți... Bine, în mare parte buba ar fi fost că a mers la un control la Craiova, la care i s-ar fi spus că din pricina manevrei cu pricina n-ar mai putea să aibă copii în viitor. Permiteți-mi să fiu rezervat cu privire la ce i s-a spus acolo. După curetajul hemostatic care a fost făcut la noi, nici măcar, să vă spun, dacă ar fi o astfel de manevră care ar implica o consecință de genul ăsta, în mod clar, pacienta nu este externată ulterior. Înțelegem că ancheta a fost finalizată. Da, ancheta a fost finalizată pentru că lucrurile au fost foarte clare de la început. În 10 ani, 9 ani de atunci, dar mi se întâmpla să mi se ia consimțământul după ce deja fusesem operată și... Nu a fost cazul... Femeia, probabil că din punctul ăsta de vedere, cred că își cunoaște foarte bine drepturile. Nu mă hazardez să spun ce urmărește. Problema dumneiei. Dar probabil știe că trebuia să-i se ia consimțământul scris, probabil pe procedură, nu consimțământ de principiu. În acest consimțământ sunt cuprinse atât tratamentul medicamentos, ești de acord pe indicațiile medicului curat, dar se explică tot ce se poate întâmpla și tot ce poate urma legat de afecțiunea respectivă.
Că și ai până la urmă și tratamentele medicamentoase și eventualele intervenții sau proceduri. Pentru că din ei până la urmă asta reclamă. Adică începe prin a spune a fost malpractis, după care în timpul conversației eu cel puțin mi-a asta mi s-a întâmplat. Am dedus la final că nu spune neapărat n-aveam nevoie de asta. Spune, da domnule, dar măcar să-mi fi spus, să-mi explice și mie ce mi s-a întâmplat. Deci până la urmă reclamă doar că nu s-a comunicat eficient. Asta trebuie să decideți și cei care vi se adresează dumneavoastră, exact cum au decurs practic lucrurile, adică de la ce s-a plecat, pe măsură ce faptele s-au desfășurat, ați văzut cine și-a schimbat declarațiile sau cine a avut inconsistență în ceea ce a declarat. Din punctul nostru de vedere, lucrurile au fost clare de la început, fără niciun fel de dubiu. Luați în calcul ca după acest caz comunicarea și comunicarea informală cu pacienții noștri și stabilirea și perfectarea procedurilor actuale sunt niște obiective pe care noi ne le propunem și încercăm în permanență să le atingem și chiar să le îmbunătățim. Deci orice procedură și orice protocol este perfectibil.